Mulți șoferi din Ploiești s-au trezit în ultima vreme fără catalizatoare la mașini. Pe lista păgubiților s-ar mai fi adăugat câțiva proprietari dacă hoții nu ar fi fost observați la timp de un trecător, care a sunat imediat la 112. Patrulam pe zona de nord a Ploieștiului. Am procedat la imobilizarea hoților, reușind să prindem unul dintre ei. Unul și-a asigurat scăparea. Cei doi tineri de 24 și 25 de ani din Mizil, Prahova, urmăreau autoturisme pe benzină și programul proprietarilor, iar la lăsarea întunericului acționau rapid. Aveau un mod de operare bine stabilit, aveau la dumnealor ustensile necesare pentru săvârșirea acestui gen de infracțiuni. Se mișcau foarte repede, la ei contează foarte mult mișcarea, și anume să aibă un autoturism cu care se deplaseze, sau pe parcări unde sunt multe autoturisme. Polițiștii au făcut percheziții și au descoperit 10 de catalizatoare la domiciliile celor doi. Catalizatoarele mașinilor pe benzină se sustrag pentru a... Sunt mașini cu o destul de mare vechime pentru a trece inspecția tehnică periodică la noxe. Dacă până acum le sustrăgeau pentru a le distruge și a scoate nu știu ce materiale feroase din interior, acum s-au recalificat. Catalizatoarele sunt destul de scumpe. Pe piața de profil se vând și cu 2500 de lei bucata. E căutat nu doar pentru mașinile second hand, dar și pentru cantitățile de aur și platină din componență.